niciodată. Avem câteva propuneri pentru Da sau Ba astăzi. Da sau Ba înseamnă că vă o să vă arătăm niște lucruri. Voi să ziceți Da sau Ba, puteți să și argumentați decizia wow, voastră. Wow, super tare! Deci sutiene făcute din alimente? Legume din alimente. Sau plante? Din ciulin! Ce frumos! Asta-i drăguțe, făceam coșulețe din ciulin. Uite, asta mi se pare asta ceva. E pentru vacanța următoare. A trecut pandemia numai. N-a trecut deci pandemia, dar vine mai creativ. Vine acum din nou, în toamnă. Asta e super tare, mi se pare da. Super arții. Wow! Deci avem doar dauri, nu? Da. Ironic vorbind. Mie-mi place. Da? Mie-mi place ideea. Exprimă ingeniozitatea și creativitatea persoanei care a făcut așa ceva. Cine s-ar gândi? Uite, pui busuiul la și din bolul lui sunt. Cred că sunt niște da, asta, rog, varianta, nu, dar asta e varianta așa mai glam de la ți-am pus busuiul când păr. Exact. Cobor mai jos, uite. Uite, cu păstări. Da, eu... Wow, deci mi se pare... Pasta. Uite, cu paste, că da, pasta se pierde foarte mult, dar tot nu. Arată fiartă, că altfel nu s-ar fi putut modela. Asta, riscant cu... Da, pe mine uite, de exemplu, eu miercuri am mănânc cereale. Deci avem da, aplaudăm creativitatea cu jurul. Nu știu ce să zic, dar mă dau și eu după mulțime. Vă place? Nu, te-am văzut când ai intrat. Tu ești așa mai clasic, mai nu? Nu, îmi place... Centricitățile astea. Unde e clasic? Mă rog, am întrebat pe Iulia dacă îi plac... Na, cumva era de la sine înțeles că... Normal. Da. Că eu port toate nebunile, nu? Aia zic. Se pare top. Uite, asta e frumos până vine ploaia. Cred că e frumos și după ce vine ploaia. Era să spun o prostie. Vestimentar. Și ce mi-aduce aminte acest pantof? Există un scaun care se numește Gentleman's Chair. Sunteți familiarizați cu el? Iarăși o chestie creativă. Și care ascunde tot fel de lucruri. Dai jos partea de piele și în spate aveai poze. Ăștia s-au făcut de româncă. Ancuța sarcă. Ancuța sarcă. Da, da, da. Tot felul de foarte lucruri. Foarte talentată. Să știți că... Sticle. A, da? Da, Gentleman's Chair, nu știi ce este? Nu, să-mi trimiți o poză. Da, să ascund și eu ceva în ea. Nu, vreau să zic că tendința asta de sneakers recycle în pantofi e un curent dat de o româncă care a studiat la Cluj și care lucrește la Londra acum, în Cuța Sarcă. Și are succes da, este formidabil ceva în afară. Am văzut că inclusiv Kim Kardashian a postat la un moment dat încălțările... Nu, e pe un val din ăsta, dar tocmai pentru că e o idee, a fost o idee neașteptată, știi? Și da. Oricum totul se duce acum pe upcycling. Exact. Ăsta e viitorul, iar ea a intuit perfect care chestia asta. Eu zic da la toți, nu doar pentru că e româncă, ci pentru că mi se pare și o idee de viitor. Super creativă.